Salutare tuturor și bine v-am regăsit la testul cu Honda Civic în varianta cu motor de 1,5 litri, 180 de cai putere. Din păcate n-am prins o vreme foarte bună de filmat și de asta începem din interior, unde o să și vorbesc un pic despre cum arată Honda Civic. Dar mai întâi să pornim la drum. Avem o cheie cu sistem keyless, adică e suficient să te apropii de mașină și să apeși pe butonul negru ca să încui, să descui mașina și așa mai departe. Și ca să pornești, poți să lași cheia oriunde vrei tu, chiar și în poșetă, în buzunar, nu trebuie să o scoți niciodată. Piciorul pe frână și pe ambreiaj și apăs pe butonul Engine Start Stop, care este aprins roșu, se vede foarte frumos. Pornim la drum și se aude un sunet așa jos de la evacuare, în mod special. Motorul altfel e destul de silențios dacă mergi cu minte cu el. Acum, despre cum arată Honda Civic. În continuare, mi se pare că este o mașină care arată spectaculos. Este o mașină care a fost desenată în Japonia și care în continuare trebuie să fie pe placul tuturor pământenilor de pe toate continentele Pământului. Mi se pare că, cel puțin pe culoare albă, este și elegantă și agresivă în același timp, cu acele accente negre pe lângă faruri, o siluetă pe care o să recunoști imediat, iar un spate în care mie mi se pare că vreo 6 designeri au lucrat acolo și și-au cam pierdut dialogul între ei. Dar na, ce să-i faci, este o mașină japoneză și trebuie să o iei ca atare. Ei nu o să deseneze niciodată mașini ca italienii, deși cred că ar putea, dar nu ăsta este stilul lor. Și na, îți place, nu-ți place, cât să fă, n-ai cât să fă. Este o mașină pe care o aștept la teste de ceva vreme și este o mașină de la care am așteptări foarte mari, pentru că îmi place Honda Civic și lui George îi place Honda Civic foarte mult. Și da, asta este un pic subiectiv, însă eu am făcut deja vreo 900 de kilometri cu mașina asta și, spoiler alert, da, îmi place și nu m-a dezamăgit în niciun fel. Varianta pe care testăm noi este Sport Plus și asta înseamnă că are un motor de 1,5 litri VTEC turbo de 180 de cai putere. Nu pare, cel puțin din specificații, un motor foarte periculos, ca să-i spun așa, însă este un motor care pe de o parte consumă puțin, pe de altă parte, când vrei să devii ceva mai agresiv cu mașina asta, mai puțin tolerant cu pedala de accelerație, să știi că nu o să te dezamăgească. Motorul se aude spectaculos și răspunde foarte bine și cel puțin când o să treci, cum o să fac eu acum, de 3000-4000 de ture, a rupt un pic aderența pe la vreo 50 și un pic de kilometri pe oră când i-am dat kickdown. Deci motorul răspunde foarte bine, se aude senzațional și după vreo 4000 de ture zici că îți mai intră un motor de undeva, adică se mai întâmplă o chestie pe acolo, pe sub capotă, să-ți dea și mai multă putere. Asta este VTEC-ul și pe de altă parte ăsta este și turbo. Și este o chestie foarte ciudată pe care nu am urmărit-o din păcate la alte mașini, că n-am avut la dispoziție tot felul de unelte cum am aici. De exemplu, dacă mă uit la turbină și la presiunea din turbină în momentul ăsta, deși eu merg la 2100-2400 de ture și accelerez constant spre 2500 de ture, turbina nu funcționează. În momentul în care apăs pe pedală, abia atunci intră și turbina, altfel ea nu funcționează deloc. Și acum nu mă pricep eu foarte bine la chestiile tehnice, însă pot să spun că după un drum de la București la Sfântul Gheorghe, apoi întors iarăși la Brașov, consumul, deși am mers normal, n-am mers economic, ci am mers la vitezele maxime legale, am mers constant, am accelerat unde a fost cazul, am depășit unde a fost cazul, am mers mai tare pe serpentine, pe Valea Prahovei, iar consumul după primii 260 de kilometri a fost undeva la 6,4%. După ce am ajuns la Brașov, asta a fost înainte de etapa de la Campionatul Național de Viteză în Coastă, ultima etapă, apropo este video pe cavaleria.ro. Am făcut și câteva urcări de recunoaștere pe traseul de la drumul Poienii și consumul a urcat undeva la 7%. După ce m-am potolit, s-a terminat concursul, am venit acasă, tot pe DN1, iar consumul a scăzut undeva la 6,3%. Mi se pare un consum spectaculos pentru un motor care până la urmă funcționează cu benzină și nu este diesel. Deci consumul mi se pare foarte bun pentru că astfel de medii le-am obținut și cu motoare de 2 litri diesel. Acum, mașina asta mai are, într-adevăr, spuneam că vine în varianta Sport Plus, însă nu este o variantă care, să zicem, vrea să canibalizeze din, nu știu, să ia din clienții de la Typer, că nu despre asta este vorba.
nu este o mașină care are pretenții neapărat sportive, însă este o mașină care este foarte plăcută la condus. În timp ce ceilalți producători se chinuie să scape de suspensia independentă, să pună punte, că este mai ieftină, vezi cazul la Golf, Honda a decis să treacă pe suspensie independentă pentru acest model de Civic și asta se simte. Și culmea că odată mașina se simte mai confortabilă decât generația precedentă, deși în același timp este mai plăcută la condus agresiv, este mult mai stabilă mașina. Astea sunt beneficiile suspensiei independente. Evident, nu este la fel de ieftină și asta poate crește prețul mașinii. La showroom însă este un compromis pentru care eu aș plăti în plus. Suspensia este în momentul ăsta setată pe normal. Am un buton acolo din care pot schimba setarea suspensiei. Mașina este confortabilă. Este și mai bine insonorizată și chiar și acum când anvelopele dau apa la o parte de pe asfalt, mașina se simte în continuare silențioasă. Direcția este spectaculoasă. Să primești o astfel de direcție atât de sensibilă la mișcări e foarte tare în clasa asta. Adică am nevoie doar de o rotație și un pic ca să ajung din centru în capătul direcției. Și asta se simte și când conduci mai tare sau conduci pe serpentine, că trebuie să miști foarte puțin din volan, de exemplu, ca să iei un viraj. Botul răspunde imediat, fața răspunde imediat la orice comandă și asta face mașina să fie foarte stabilă, să nu-ți suvireze prea tare. Asta, bine, depinde și de anvelopele pe care le ai pe mașină. Însă mașina s-a descurcat excelent și pe drumurile virajate. Odată ce ai apăsat pe butonul cu suspensie pe el, mașina devine dintr-o dată mult mai sensibilă la schimbările de direcție, pentru că este de acum mai rigidă. Este o Honda Civic. Este foarte ușoară de condus tare și da, îmi place cum se simte. Îmi place și cutia de viteze, este corect etajată, ajută demarajul foarte tare și îmi place și cum se face schimbarea de dreaptă, pentru că schimbătorul este foarte rigid și mișcările sunt foarte mici. Simți așa că chiar acționezi ceva pe acolo, mecanisme, nu este deloc amorțită sau temperată ca să fie mai ușoară la condus. Mi-ar plăcut să văd și o variantă cu cutie automată, o să ajungă și acea la test, însă nu este o cutie automată obișnuită cu convertisor de cuplu, ci cu este o cutie CVT, cuplată la un motor de 1 litru și 130 de cai putere. Așteptăm varianta aceea și la test și așteptăm atunci și părerile lui George. Dar cutia asta cu motorul de 180 de cai putere fac un cuplu foarte bun, suspensia la fel, este o mașină bine închegată, este o mașină care se simte din toate punctele de vedere așa cum ar trebui. O schimbare foarte mare este la interior, unde mie mi se pare că mașina este mai cu minte de acum. Nu mai ai display-ul acela de pe partea superioară a bordului, unde ți era arătată viteza și aici alte indicatoare. Nu, planșa de bord este mult mai simplă. Am un afișaj digital acolo pe centru, indicator pentru cât combustibil mai am, în stânga temperatura lichidului de răcire și sub vitezometru acolo am tot felul de informații pe care mașina mi le poate afișa, cum ar fi, nu știu, detalii de navigație, muzică, telefon, dacă am ceva notificări, plus consumul din computerul de bord. În partea centrală am sistemul multimedia, care seamănă cu tot ce am mai văzut până acum de la Honda. Se mișcă bine, mi se pare că interfața e un pic învechită. Dacă ar fi păstrat sistemul ăsta și ar fi pus altă interfață, poate ar fi arătat mai bine, dar are Apple CarPlay și Android Auto. Iar în partea de jos am și un încărcător Qi, adică dacă ai un telefon cu încărcare wireless, vei putea să-ți încarci telefonul acolo. Mai am niște prize USB acolo prin niște spații de depozitare. Și tot pe bord aici, tot pe planșa de bord, am un lucru care mă deranjează un pic, și anume că o parte din meniul sau o parte din comenzile sistemului de climatizare sunt mutate acum pe ecran. Și ca să activez asta trebuie să apăs pe butonul Climate și acum mi se deschide interfața pentru setările de climă. Îmi spune că aerul condiționat este pornit acum și îl pot opri de aici din buton, dar dacă apăs pe auto nu știu dacă aerul condiționat este sau nu pornit. De aici pot să schimb și treapta de ventilație și unde să bată aerul. Mi-ar plăcut să fie în continuare aici. E mai simplu, așa nu trebuie să-mi iau ochii de la drum ca să
pornesc să opresc aerul condiționat. Am și încălzire scaune pe acest nivel de echipare, iar lângă schimbătorul de viteză am un buton care îmi place foarte mult și pe care nu l-am văzut niciodată pe o mașină cu cutie manuală, și anume, să zicem că stau la semafor, apăs pe butonul brake hold și mașina va sta pe loc, nu va lua la vale sau înainte, pentru că va ține pentru mine piciorul pe frână. De obicei funcția asta de auto hold o vezi doar pe mașină cu cutie automată. Nu țin minte să o fi văzut-o până acum pe cutie manuală. Dacă ați văzut-o undeva, lăsați voi jos la comentarii. Mai am și buton eco, ca mașina să mai salveze un pic de carburant. În rest, interiorul și comenzile de la interior sunt foarte intuitive. Vei învăța repede unde este fiecare buton, ce face fiecare funcție. Este o mașină în care ai și vizibilitate foarte bună, cu excepția lunetei, unde în continuare acel eleron taie luneta în două, dar o să te obișnuiești la un moment dat. În rest, stâlpii parbrizului sunt destul de mici și poți să vezi foarte bine, nu știu, dacă te apropii de vreo trecere de pietoni sau într-un viraj, se vede foarte ok, oglinzile sunt foarte mari, iar tu, ca șofer, stai destul de jos în mașină și asta se simte foarte bine și atunci când conduci mai tare. Este destul de ușor să-ți găsești și poziția corectă la volan, ai foarte multe opțiuni de reglaj, iar pentru o mașină care costă vreo 24.000 de euro, nu primești piele pe scaune. Ceea ce nu mă deranjează, mie așa îmi place. Mai mult, mai ales vara și mai ales iarna, mașina este mult mai ok așa. Acum, preț. Mașina pe care noi o testăm costă 24.000 de euro. Știu, sunt bani mulți pentru o compactă, însă fii atent ce primești de banii ăștia. Senzor de ploaie și de lumină, cruise control adaptiv, care apropo este standard pe orice variantă de Honda Civic, chiar și pe cea care costă 18.000 de euro. Ai sistemul multimedia cu Apple CarPlay și Android Auto, pe care ai și Waze apropo, sistemul digital de acolo, suspensia sport reglabilă, climatizare automată pe două zone, dar n-ai piele în banii ăștia, însă n-aș vedea asta ca pe un dezavantaj. Eu prefer scaunele îmbrăcate în material textil pentru că sunt mai confortabile și iarna și vara. Încărcare wireless. Ce mai avem? Camera pentru mersul cu spatele, senzor de parcare care te anunță și dacă, de exemplu, ești dintr-o parcare unde ai lăsat mașina perpendicular cu drumul, mașina te avertizează, vezi că vin mașini, fii atent. Sistemul de sonorizare se aude foarte bine. Trapă. Mașina este corect dotată în acești bani. Dar trebuie să te sperie un pic prețul de pornire. Toată lumea se sperie de prețul de pornire la o Honda, însă primești destule dotări pentru acei bani. Spațiul din interior, acum după cum vedeți în aceste imagini, am suficient loc la genunchi, însă atunci când mă las pe spate, ating cu capul de plafon. Asta se întâmplă pentru persoanele care au mai mult de 1,85 m înălțime. Spațiul din portbagaj este mai mult decât suficient pentru orice călătorie cu două persoane, poate și niște copii prin mașină, pe bancheta din spate, prinși în scaune, evident. Și îmi place acel rulou pe care Honda l-a reinventat, practic. În loc să ai o copertină pe care să o tragi dinspre banchetă, spre ușă și să fii sigur că e de fiecare dată la poziție și pe care apoi dacă vrei să dai la o parte va trebui să îi găsești un loc în garaj sau în casă pentru că în portbagaj o să te încurce. Honda a făcut ceva mult mai simplu. Tragi din stânga spre dreapta și după aia apeși o clemă, o piedică ca să dai ruloul jos și cred că are vreo 30-40 de centimetri, poți să-l pui în portbagaj și gata, ai terminat. Mi se pare foarte simplu asta și mă întreb de ce ceilalți nu au făcut așa ceva până acum. Sau de ce nu s-a inventat până acum așa ceva. Aici, în partea șoferului, am suficientă spațiu de depozitare pentru cafea la suprapreț, o cotieră și un spațiu de depozitare în care îmi intră mâna până la cot, torpedo generos și spații suficiente pentru sticle de apă de 500 de mililitri sau de 1 litru. Acum am un anunț de făcut, dacă te interesează această mașină și o vrei nouă sau rulată, intră pe autovit.ro pentru cele mai bune oferte. Tot pe site găsești, evident, anunțuri și pentru alte 10 de mii de modele. Și dacă ți-a plăcut acest test, nu uita să dai un like, un share și un subscribe, da, știm și noi așteptăm la test Honda Civic Type R, dar până atunci vreau să conduc și varianta cu motor de 1 litru și 130 de cai putere. Sunt un om responsabil și mă gândesc și la oamenii care nu au nevoie de vreo 340 de cai putere. Lasă-mă jos în comentarii părerea ta despre noua generație Honda Civic, dacă îți place, dacă nu, dacă ai testat-o, lasă-mi impresiile tale acolo și până data viitoare, numai bine!